Al doilea invitat din această zi este un alt scriitor consacrat, domnul Ioan Viștea, dar am să-i las plăcerea de a-l prezenta și de a vorbi despre opera dumnealui, domnului critic literar, cunoscut prin Ștefan Ion Ghilimescu. Domnule Ghilimescu. Vă mulțumesc, bună ziua prietenilor și tuturor celor care sunteți în sală. După ce am tot fost duși prin atâtea localități ce inspiră poezie, mie unul vine foarte greu să rămân la Târgoviște. Așa încât, luând-o ex abrupto, vreau să vă spun că poetul pe care l-a pomenit scriitorul și istoricul Alexandru Ștefănescu nu se cheamă cum spune domnia sa. Acela e numai un pseudonim. Ioan Viștea e un pseudonim al lui Sorin Ionescu. Pseudonimul ăsta însă are o istorie foarte interesantă, în sensul că el a fost adoptat în anii 80 pentru trei cărți de poezie care au circulat în realitate în samizdat. Au fost scoase peste graniță, iar Neculae Constantin Munteanu este cel care, de fapt, le-a citit de la microfonul Europei Libere. Numai acest amănunt spune despre Ioan Viștea aproape totul. În 1990 trebuia să debuteze în poezie la o editură care încă mai funcționa pe vremea aceea, celebra editură Eminescu, care de altfel i-a și scos primul volum de versuri intitulat, extrem de incitant, Hamlet și Gardian. Numai că Ioan Viștea, atent în 1990 cu altele, punea probabil la cale titorirea unui ziar precum Cațavencu. Vreau să vă spun că este unul dintre fondatorii primei serii a ziarului Cațavencu, care la un moment dat se tipărea în tipografia asta din 1965 a ziarului Dâmbovița. Iar pentru așa a vă aduce o picanterie în fața ochilor, vă spun că la vremea aia tipăream și eu acolo o revistă literară. În timp ce cațavencii veneau cu o pungă de plastic plină cu bani și o puneau pe masa tipografilor, eu trebuia să vin cu o sticlă de țuică, care repede era, ce să zic, volatilizată. Păi decât banii mai bună țuica. În orice caz, eram invidios la vremea aia pe domnul Ioan Viștea, deși nu mă cunoșteam la față cu el în acel moment, deși pe tatăl dumnealui, tot un scriitor, Corneliu Ionescu, l-am cunoscut și este și omul care, de fapt, mi-a făcut cunoștință cu Radu Petrescu. În sfârșit, în vremea aceea, domnul acesta, care poartă nume de împrumut Ioan Viștea, avea alte treburi care v-a zică de făcut, așa încât nu a luat seama deloc la faptul că i-a apărut cartea. A trebuit, printr-o întâmplare, peste vreo 2 ani de zile, să mă cert zdravă cu el. Nu știu cum ne-am cunoscut, cred că într-un bar pe care o ținea în acest oraș și care, cred că, locație că încă mai există. Ne-am certat zdravă, dar oricum i-am spus că în depozitele editurii Eminescu se mai găsește cartea Hamlet și Gardian. Și că ar fi bine să meargă să-și o ridice și eventual să o împartă unor prieteni. Cred că a făcut-o, dar după ce pe semne că a trebuit să ia seama la fel de fel de încurcături pe care le-ar fi putut avea prin București. Și, sigur, este un ins care cunoaște Bucureștiul ca pe propriul buzunar. În orice caz, în legătură cu cartea lui,
tocmai atunci au sărit în aer toate încurcăturile și greu a fost, i-a fost domnului Viștea să ajungă să-și ridice propria carte. În orice caz, sunt beneficiarul unuia dintre exemplarele acelei cărți de, să spun, colecție. Multe din poeziile din Hamlet și Gardiano au fost citite la Europa Liberă. Asta este sigur. Domnilor, dar mai întâi doamnelor și domnișorilor, trebuie să vă spun că domnul Ioan Viștea nu și-a lansat în viața lui în orașul Târgoviște vreo carte. Astăzi este prima lansare în această urbe a unei cărți care poartă, eu știu, pe copertă, numele dumnealui, Ioan Viștea. De ce? Pentru că dacă scrie o poezie de impact social, de atitudine, o poezie care vreau să spun că ar putea să scoată în stradă lumea, ar putea să, această poezie ar putea să dea foc acestui oraș mai amintit ca la Revoluție, omul acesta este totuși un mare timid. Unul dintre cei mai mari timizi pe care eu i-am văzut în viața mea. Generos peste măsură cu ceilalți. Vreau să vă spun că aproape l-aș considera un filantrop. A făcut, cred, numeroase acte de binefacere. Sigur că nu-i face niciun fel de plăcere să spun lucrul ăsta, dar, din păcate, n-am convenit ce am dreptul să spun și ce nu am dreptul să nu spun. Deci, din punctul acesta de vedere, este un personaj. Un personaj. Aș vrea să vă mai spun un lucru. El este mai cunoscut în oraș, grație pictorului Mihai Șerbănescu, care îl ia bine de toartă și îl poartă prin galeriile de arte ca pictor. Ioan Viștea, ca sculptor, dați-mă, Ioan Viștea este, de fapt, și un sculptor foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Și pe sculptor și pe artiștii plastici, el este cel care, de fapt, îi cultivă și îi agrează, probabil, mai mult decât pe scriitori. Dar, sigur, poate nu este adevărat, ci e numai o impresie a mea. Am făcut această introducere la apariția în publicul literar din Târgoviște a lui Ioan Viștea, pentru că se gândea să vă atragă atenția asupra unui personaj și nu numai asupra unui poet. Și acum poetul. Poetul este unul care aruncă în aer și desfide orice poetică, orice canon, orice lucru care este făcut înainte și sună cumva a poezie. Băgați de seamă, titlul volumului de astăzi se cheamă Pe unde scot cămașa? Este un idiotism care e sigur, dar orice idiotism este greu de tradus în vreo altă limbă. Puneți-vă în situația și încercați în mintea dumneavoastră, mă refer mai ales la generația foarte tânără, să vă puneți această întrebare la modul real. Pe unde scot cămașa? Cum adică pe unde scot cămașa? Adică cămașa mea, pe unde o scot? De unde s-o scot? Cum? E greu de înțeles și de priceput la modul real ce ar fi această întrebare. Pe unde scot cămașa? Și totuși este o sintagmă, sigur, din zona populară, pe care domnul Viștea o promovează la rang de titlul, de titlul unui volum. Ea este, în realitate, o metaforă foarte interesantă a curățeniei sufletești, a curățeniei morale, a genului acesta de a-ți pune întrebări în legătură cu propria ta
situație vis-a-vis de ceilalți. Ca și cum ceilalți ar fi toți imaculați, numai tu, trebuie să spui această întrebare. Dacă poți și tu să ai o cămașă curată, să fii și tu curat vis-a-vis de ceilalți. Numai că ceilalți, și sigur, în convenția pe care totdeauna poetul are în vedere, lucrul ăsta se știe, mai că ceilalți sunt, de fapt, cei maculați. Fără să se supere cineva. Ceilalți, sigur, suntem noi, nu? Ceilalți suntem și eu. Și cu toate astea, e clar că, vis-a-vis de ceilalți, eu, îmi este greu să scot cămașa. Este un titlu extrem de frumos. Aș putea să spun emblematic pentru felul de a scrie, de a vedea, de a se întreba în legătură cu destinul său și cu destinul lumii în care trăiește domnul Ioan Viștea ca poet. Se spune, cred că Esuperi a spus, că avem prietenul pe care ni-l facem singur. Ei, această carte este, de fapt, prietenul domnului Viștea. Și, în general, cărțile de poezie ale domnului Viștea sunt prietenii domniei sale. Scrie o poezie, așa cum sună titlul volumului, fără niciun fel de fasoane, o poezie care izvorăște dintr-un prea plin al unei simțiri morale în primul rând și după aceea a unei simțiri care este aproape rănită de frumos. E foarte interesant cum domnul Ioan Viștea scoate, dacă vreți, carate ale poeziei dintr-o sintaxă, dintr-o gramatică la un moment dat, care aproape că nu mai are nicio regulă. Scoate din cuvinte uitate și dintr-un vocabular care nu mai este curent. Și cu toate acestea, poezia domniei sale este o poezie fără doar și poate la zi. Este o poezie, în primul rând, de atitudine, cum vă mai spuneam. O poezie care, sigur că dorește să transmită celor care în fond îi se adresează sau se adresează să transmită acel fior al ieșirii din tine, al generozității față de un viitor, care nu trebuie să fie un viitor al trecutului, să fie un viitor al viitorului. Domnilor, vă recomand să citiți cărțile domnului Viștea, care, trebuie să vă spun că este și un cititor de poezie de mare rafinament. Poezia pe care domnia sa o preferă la această oră și în spiritul care a scris este, de fapt, poezia engleză a anilor 70-80. Tradusă, culmea, destul de bine, printre care și de Mircea Ivănescu, așa ca să fac o acolat de la domnul Sovianic cu Sibiul și cu Mopete, tradusă în anii 80-90, pe care Viștea, în orice caz, nu o citește de ieri, de astăzi. O citește din acei ani. De altfel, poezia lui, din punct de vedere tehnic, este o poezie care împrumută, cred, destul de mult din acea tehnică de amalgamare, mă rog, destul de bizar, eu știu, conectată a poeziei engleze a acelor ani. Ioan Viștea, în ultima vreme, scrie și teatru. Pentru cine vrea să-l citească, recomandăm revista Viața Românească din, cred că, ultimul număr, din 2013. Da? În sfârșit, ca să închei, pentru că nu-i face deloc plăcere să îl bruiez, o să vă spun că în sală se află un volum care se cheamă Insectarul
portocaliu, pe care domnul Viștea cred că vrea să-l scoată din casa dumnealui, să-l vândă sau să-l împărțească cui vrea să primească pomana asta. În sectorul portocaliu vreau să vă spun că sunt cronici ziaristică de ultima oră publicată de domnul Viștea în ultimii 2 ani în cotidianul.ro al lui Cornel Nistorescu. Pentru că domnul Viștea sigur că nu a uitat că este și ziarist și scrie și cronică politică și vreau să vă spun că o să vă cruciți și o să muriți de frică citind unele din aceste cronici în care veți descoperi oameni de lângă voi și mai ales oameni de lângă voi de pe scena Târgoviștei politice. Una din aceste cărți se numește Varză de Bruxelles. Mă opresc. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat.